Sărbători pascale mai puțin fericite și liniștite pentru consilierul local Marius Mane din Deva. În această dimineață a observat că pe fața casei a apărut un desen graffiti cu un mesaj pe care consilierul îl consideră vulgar. Alesul local a făcut o plângere penală la Poliția Municipală pentru distrugere, iar oamenii legii au demarat o anchetă pentru depistarea autorului sau a autorilor. Cu atât mai mult cu cât nu este pentru prima dată când trebuie să repare fațada casei. Consilierul Marius Mane ia în calcul mai multe variante cu privire la cauza distrugerii prin graffiti a fațadei casei personale. Unul dintre motive ar fi faptul că intervențiile sale în Consiliu incomodează unele persoane, iar administrația locală este bună de plată pentru greșelile făcute. Totuși, Marius Mane speră ca desenul graffiti făcut probabil în această noapte să aparțină unor tineri inconștienți de gravitatea faptei și de consecințele ei. Pot să spun că am făcut și câteva sesizări, atât pe partea de urbanism, unde legislația n-a fost respectată, s-au aplicat amenzi, iar după amendă, la vreo două zile, s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Nu-i prima oară, în fiecare an am câte o surpriză de asta, asta a culminat, celelalte au fost mai ușoare, așa, doar cu linii, cu alte chestii. Sper să fie bravada unor copii și să nu fie avertisment din partea celor vizați sau a oamenilor politici. În curs de verificare sunt și alte sesizări făcute de consilierul Aur cu privire la nerespectarea legislației în diferite domenii de activitate. Tocmai de aceea, alesul local se teme pentru siguranța sa și a familiei și de o posibilă reacție mai virulentă a celor nemulțumiți. Așa că, după ce a făcut plângere penală, s-a decis să-și ia propriile măsuri de siguranță. Din momentul ăsta pot să mă aștept la orice, adică sper să nu-mi pune, eu știu, bombe sau să-mi spargă mașina sau, eu știu, să afecteze, să zicem, familia, să ia de nevastă. Norocul că nu mai am copii mici și care nu stau aici cu mine, dar mă pot aștepta la orice. Instalez cameră de supraveghere, cu toate că e de așteptat ca să fac acest lucru și din partea celor care probabil vor mai avea de grijă de casa mea și de mine și sper că, mă rog, să nu ajung pe stradă, să mă uit tot timpul în urmă că vine cineva sau, eu știu, are cineva de-a face cu familia și cu mine personal. Ca urmare a plângerii formulate de către proprietarul locuinței, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Deva au întocmit un dosar de cercetare penală sub aspectul comiterii infracțiunii de distrugere și au demarat activități investigative în vederea identificării prezumtivului autor și a stabilirii circumstanțelor comiterii faptei.